Antreprenorii din raioanele Ștefan Vodă și Cimișlia au avut ocazia să participe la o întâlnire cu directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Vadim Codreanu. Evenimentul a avut ca scop informarea acestora despre oportunitățile de dezvoltare economică și accesul la finanțare prin intermediul programelor guvernamentale gestionate de ODA. Astăzi am venit la Cimișlia și la Ștefan Vodă să cunoaștem antreprenorii și să vedem care sunt necesitățile lor reale, să comunicăm cu ei și, în ultimul rând, să promovăm programele de stat, inclusiv programul 373, care presupune o finanțare la costuri rezonabile și la compensarea costurilor de către bugetul de stat prin instituțiile financiare. Vrem să vedem ce alte necesități mai au nevoie ca să putem include în programele și strategiile naționale de suport a antreprenoriatului. Evenimentul a oferit o platformă de discuții și sesiuni interactive, facilitând accesul antreprenorilor la informații esențiale privind finanțarea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii. Unul dintre beneficiarii programelor Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului este Pavel Țăranu, proprietarul pensiunii turistice Meșter Faur din satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă. Anul curent am aplicat la programul ODA Ecologizare, pentru că activând din 2005 avem o pensiune care este funcțională și este stringent nevoie de a purifica toate deșeurile, mai ales apele uzate, pentru că suntem direct pe malul Nistrului și suntem responsabili de ceea ce facem. Deci, în primul rând, am hotărât că vom face ecologizare. Printre antreprenorii prezenți la discuție s-a numărat și Olga Gârjeu, care a accesat un credit prin programul Femei în Afaceri. A fost o experiență foarte frumoasă și cu succes. Deci am beneficiat de grant, am deschis o afacere chiar în localitatea de unde sunt, în satul Feștelița. E un atelier de croitorie care producem haine cu caractere tradiționale, inclusiv și broderie, țesem. Și mulțumim echipei ODA și recomand, da, pentru tinerii care vor să se lanseze în afaceri, să vină și să participe de fiecare dată când vine ODA aici, să culeagă aceste informații ca să ulterior să le aplice și să dezvoltăm aici la noi acasă frumosul. În ultimii 2 ani, prin programele gestionate de ODA, au fost sprijiniți circa 8300 de antreprenori prin servicii de consultanță, instruire și programe de granturi, care au atins valoarea totală a finanțării nerambursabile de 2,5 miliarde de lei. Odată cu implementarea diferitor proiecte, antreprenorii au creat și menținut aproximativ 16760 de locuri de muncă. Investițiile acestora în economie însumează aproximativ 4,8 miliarde de lei.